Oameni buni, vă salut! Astăzi facem la Medicul un experiment și anume vrem să vă arătăm cum arată o zi perfectă din viața unui om. Un protocol pentru o zi perfectă și pentru asta o să exemplificăm asta fix cu un om, cu Cosmin Natanticu. Este 6 dimineața și am venit fix la el acasă să-l trezim și să începem acest protocol, așa că haideți cu mine! Omule, bună dimineața! Oh, nu! Te-ai trezit! N-am avut nu vine să cred! Aveam mare emoții, credeam că nu o să trezească și nu o să avem cu cine să fim în protocolul. El crede că m-am trezit, dar nu m-am trezit. Hai în casă! Haideți! Zi-mi cu ce îți încep tu ziua. Te-ai trezit. Ce încep să faci? Primul lucru, telefonul. Eu așa mă trezesc. Adică ochii mei se deschid în momentul în care am deschis telefonul. Mm-hmm. Și încep să mă concentrez, așa, bine, nu m-a sunat nimeni. Când deschizi telefonul, vezi notificarea aia roșie. Da, da. Ai o curiozitate. Creierul tău are o curiozitate. Ce-o fi acolo? Corect. Ce se întâmplă acolo? În momentul în care te gândești ce-o fi acolo, surpriza aia, ăla e momentul în care îți crește puțin dopamina. Da, e denumită dopamină ieftină. Pentru că tu ai o surpriză. Îți crește odată dopamina, dar imediat după ce ai deschis mesajul și îl vezi, ai o oarecare dezamăgire și dopamina ta scade mai jos decât cea cu care te-ai trezit. Nu e în funcție de ce mesaj e? Păi da, dar câte mesaje de dimineața îți crezi dopamina? De câte ori te trezești dimineața și primești mesaj, hei, salariul tău a fost dublat? Nu, da. Dar hai să înțeleg ce trebuie să faci ca să-ți crești dopamina, știi cum? Deci în loc să o crești dimineața de la telefon, ai crescut un pic și ai coborât și mai mult, vreau să-ți arăt ce fac eu dimineața ca să-mi crezi dopamina în studii de 5 ori mai mult și asta rezistă undeva la 2-3 ore. Facem? Hai să mergem la duș. Acolo e baia. Pe cum? Duș așa nici nu ne-am văzut. Duș direct, o să facem un felul următor. Ce o să spun? Eu o să te ghidez. Facem un duș ghidat. Eu să rămân afară. Dar știu să fac duș. Crezi că nu știu să fac duș? Eu vreau să te ghidez în anumiți pași. Ok. Deci fiecare pas pe care o să ți-l zic, o să-l faci. Intru la duș. O să intri la duș, da. Așa. O să închidem ușa. Și Cosmin, poți să te dezbraci. Sunt deja aproape dezbrăcat. Ok, bun. Acum, da? Intră în duș, dar să nu stai sub jetul de apă, da? Intră în duș. Da. Și fii atent, vreau să te rog să dai drumul la apă folosind doar robinetul albastru. Așa. E tot ok? Cum? E tot ok? Ești ok? Da, am dat drumul la duș, nu am intrat în duș. Bun, ai dat drumul la duș. Da. Acum, lasă dușul să curgă de sus. Poți? Curge de sus, da. Bun, curge de sus. E doar robinetul albastru, da? Stai puțin, tu vrei să fac duș cu apă rece? Nu vreau doar să faci ce spun eu. Ok. Simți așa cum vine un fior de aer rece din acel duș? Simt cum mi s-a făcut pielea de găină. Ok, fii atent, Cosmin. Încearcă să te deconectezi de la ce simți și ce crezi și să asculți și să urmezi exact ceea ce spun. Da? Ok, o să te rog să vorbești mai tare că acum o să intru în cabina de duș. Ok, fii atent, Cosmin. Da. Uite, o să întredeschid ușa ca să mă auzi așa. Așa. Fii atent. Acum te rog frumos, pur și simplu să intri cu tot corpul, fără cap, sub acea apă rece. Haide! Sigur vrei complet, asta? Da. Cosmin, nu te gândi la nimic, doar fă asta. Fă ce zic eu. Mamă, dar e rece! Exact, cu tot corpul. Haide, Cosmin! Ok, bravo, a început cronometru. Cosmin, 3 minute vreau să stai acolo. Până la gât, da, până la gât. Dar nu, rămâi acolo, o să fie bine, fii atent. O să simți în curând cum nu te mai interesează acel rece. Nu contează. E doar o senzație. O să treacă senzația aia, Cosmin. Ai încredere în mine, o să fie foarte bine. Ok. Am impresia că nu pot să respir. Încearcă să te hiperventilezi. Respira așa. Exact. Cosmin, încă un pic. Hai, încă 10 secunde. Bun. Unde m-ai adus? Suntem la Bestie. Sală. Da? Dar zi-mi, de câte ori ai făcut tu sală, să zic, în ultima lună? Nu fac sală, dar mai alerg, mai fac drumeții, mai scot câinii la... Asta înseamnă că ai nevoie de un antrenor personal. E obligatoriu, oameni buni, când veniți la sală pentru prima dată, pentru că nu știți ce aveți de făcut, aveți nevoie de un antrenor personal și vreau să ți-o prezint pe Ligia, care este antrenorul tău. Bună, dragilor! Ligia, îmi pare bine! Astăzi eu o să te chinui.
Dar de ce? Dar de unde e asta cu chinuitul? De ce am față de om, nu, om deci chinuibil? E o chinuială plăcută. Exact. Da. Adică a, okay. Și benefică în același. Ok, și eu să fac ce face Mihail acum? Merg așa cu spatele? Nu chiar. Puțin mai... Și cum se dă drumul ăsta? Dă-mi și mie drumul. Ia zi, ce... De aici ce o pornești, da? A, plecat. Setăm înclinația, da, o să setat-o. Punem un 8. Ce 8? Dar de ce 8? Da. Din prima cu 8? Aici nu negociem, da? Și cât trebuie să fac treaba asta? 10 minuțele o să faci treaba asta. Ți-a dat inimioară. Ți-a dat inimioară? Păi pune aici mânuțele, da. Și ia să vezi că îți indică pulsul acolo. Da? Da. Și vedem deci dacă stai 3 bine minute? Pe corazon. 3 minute asta? 10 minute. E doar încălzirea, 10 minute. Dar de ce facem asta, Ligia? De ce trebuie să facem bandă? De ce înclinat? Este foarte important să încălzești mușchii înainte de antrenament, articulațiile. După încălzirea propriu-zisă asta, 10 minute, da, o să încălzim puțin articulațiile și toate încheieturile acolo. Aha. Pentru că urmează să lucrați picioare. Păi dar nu asta fac, nu lucrez picioare acum? Nu. Acum doar mâinii încălzesc. Da, încălzești tot corpul acum. Nu doar picioarele, special, bine? Dar eu deja m-am încins. Nu te chinui nimeni, nu te chinui nimeni. Trebuie să știi că eu am filmări astăzi, trebuie să mă duc, trebuie să ajung la sală. Ajungi la filmă, îți garantez eu. Bun, am terminat aici cu încălzirea. Mergem să mai încălzim puțin articulațiile, dar cu niște exerciții de data asta. Da, let's go. Let's go. Unde, acolo pe canapea? Uite, aici vom începe, la cadru. Stai să mut eu puțin bara asta, să avem destul spațiu. Bun, perfect. O să încep așa, cu niște genuflexiuni, da? Fixezi picioarele la același nivel cu umerii, okay. Da? Vreau să împingi bazinul în spate. Da. Spatele este drept, îndoi genunchii și cobori. Asta e da. De făcut, da? Și facem câte, 15 câte? Repetări câte? Să nu duci genunchii în față. Nu mă, nu mă, las eu pe repetări. Bine. Haide. Deci. Your turn. Împingi bazinul în spate, brațele poți să le ții ori înainte, ori aici. Cum îți ție mai ok, da, n-are importanță. Așa, ca la scufundări, zic. Așa. Și ne scufundăm acum. Bun. 15 repetări. Împiși bazinul în spate. Da, mă, da. Hai. Perfect. Două. Ești cu greutatea pe călcâi, da? Nu că doar ne încălzim acum, da? Eu am obosit. Deci așa, asta e aperitivul. Eu am obosit, dacă mă întrebi. Nu trunchi în față, da? Spatele, nu, nu, cât da, mai da, drept. Nu așa. Dar eu n-am, dar să știi că eu n-am egărită, ca să... Am cât făcut 15. 15, tu mai ai de făcut, okay. Bagă. Mai, tu n-ai făcut 15 niciodată, dar e ok? Mai fac, mă, ce ai de... Te ții minte și te pedepsezi la următorul exercițiu, da? Da? E ok, bun. Hai. Îndoim genunchii, brațele pe genunchi, da? Și facem o rotație, da? Spre stânga inițial, 10 ori, după care schimbăm am sensul, da? 2, 4, n-ai făcut. 5, e 6, numără din 2 în 2. 7, hai mă, 8, 9, 10. Bun. O să vreau să te așezi. Da. O să spun și o greutate, pentru că, de ce nu? Păi, dar tu mă vezi, dar tu mă vezi pe mine așa, mă vezi pe mine omul care are... Te văd destul de strong, da. Mă, dar pentru prima oară, lasă-mi, ia-mă încet. Da, da, ți-am pus o greutate, sincer. De 10? 20 de kg? 20 de kg. Hai, pune picioarele. Deja? Deja, ne apucăm. Bă, dar nu mă slăbești deloc. Gata cu încălzirea, da? Așa și? Vârfurile sunt orientate la fel ca la genuflexiune, puțin spre exterior, puțin, da? Da? Ce ai de făcut acum e să împingi presa, mâinile sunt aici stânga-dreapta. A, mă țin de mânerele astea. Da, dar stai. Stai că n-am terminat, da? Ai de împins mânerele alea înspre oglindă, ca să iei piedica. Da. Hai cu putere, cu putere. Cum să le împing? Așa. Așa. Asta e piedica? Acum încep să lucrezi, da? Păi dați grele! Și cobori. Mamă. După genuflexiuni, ăsta este și până la ce un nivel? Exercițiu adică cât care îți lucrează toată musculatura picioarelor, inclusiv până unde? Patriceps, femural, auzi, dar gambe. De ce-i tremură genunchii așa când... Pentru că e grea. O greutate? Nu știu de ce mi-ai pus greutate. Ca și cum... Fii atent, concentrează-te pe execuție, da? Aia, și pe respirație, că e foarte importantă respirația. 17. Coboară lent, la fel și pe revenire. 19. 20, hai, mai faci 3, începând de acum. Simt că... Simți bucurie că îți pulsează viața în corp. Ba, da, mamă, știi cum? Abia aștept să nu mai vin. Nu zdruncina genunchi aici. Cum adică să-i zdrunci? Ca să-i zdrunci, să faci mișcarea asta. A, tu fac da? Lent. Lent, foarte. Lent și controlat frumos. Vreau, da? Da. Bravo, foarte frumos. Hei, 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 hai, 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 lasă. Hai că trei. Gata, gata, a căzut piedica. A căzut piedica? Hai, hai, că mai ai genuflexiunile acum. Ce să mai am? Genuflexiunile. 20, nu? Hai, de ce fac eu astea? 20, eu le număr. Nu o să vin niciodată la tine la sal. Ești rea, e clar, ești din aia, ești din aia care, serios. Ești din aia care... Mai depărtate puțin picioarele. Așa, hai. Bazinul mult în spate. Ai mai avut clienți ca la Tanticu?
bineînțeles. Și mai rău aș putea spune. Da. Mai rău? Da. Există și mai rău, dacă ține să crezi. Atunci am simt mult mai bine. 17, coboară mai 18, mult. 18, 19. Cum 18? Vreau așa am făcut eu matematică. Cu cine ai făcut matematica? Hai, ce treabă ai? Ai zis că trebuie să iau bara. Ce deci nu luăm pauză, da? Nu. Mamă, ce... așa ceva, așa ceva. Dar dai una mică, nu-mi dai de 15 două... 15 kg. 10. 15, hai, mă, să începem cu 10. 10 nu e ok. În nicio situație. Zi, arată-mi ce-i de făcut. Arată-mi ce-i de făcut. Fii atent. Punem bara sus, pe umeri, da? Da. De aici vezi culoarul ăsta, da? Până în capăt și înapoi, ai de făcut un mers fandat. Ia. Pornești cu dreptul sau cu stângul, care vrei tu, da? Ce mă interesează e când cobori să formeze genunchii tăi unghi de 90 de grade, da? Uh-huh. Și în față și în spate. Ai coborât, revii, pleci cu celălalt picior, bine? Și cum? Mai lung pasul puțin. Mai lung? Așa. A, ca să poți să-l lași, da, jos, nu? Exact. Păi și acum trebuie să mă ridic? Da. Păi nu pot. Băi, e foarte grea bara asta. Nu este, hai. Păi dacă zic, adică tu spui mie ce e greu pentru mine. Da, eu te văd cum le faci, îmi dau seama dacă e prea greu sau nu. Dar tu ești actor de meserie și... Și o joc. O joci. Dar da, nu ține, da, cu mine. Toată lumea are impresia asta. Nu ține că... cu mine, hai. A, uite că am plecat prost, vezi? Că cu dreptul am mai fost. O să faci de două ori pe piciorul respectiv, hai. Recuperez după. Uite, vezi, fac de două ori cu asta. Așa și de două ori pe celălalt acum. Păi da, că așa am plecat, păi da, eu prost. Atunci când ți-e rău, deci după rău vine bine. Adică răul ăsta este munca pe care o depui tu spre bine. Înțelegi? Mie mi-a fost foarte rău aseară. Da, și o să-ți fie și nu. Și mi-e rău. Are și Andra, cred că, o piesă așa. Mi-e rău? Vine bine. Da. După, da. Apropo, vrei să vezi care sunt alte beneficii ale sportului? De ce e important să-l faci acum când e lumină, când răsărit, da, soarele? Normal, când e dimineața. În loc să-l faci seara, cel puțin, nu, să zic, cu două ore înainte de a te curca. Că-ți dai energie? Nu, hai să ne explice asta doctorul Alin Popescu, care este acum în platou. Salut, Alin, doctore. Salut, Alin. După sală l-am lăsat pe Cosmin să meargă la el la treabă, dar ghiciți ce? Ne întoarcem la el să-l hrănim. Și trebuia să vină Carmen. Trebuia să vină Carmen până acum. A venit Carmen, ține. Wow. Ajută-mă, ajută-mă. Deci, eu o țin. Eu zic că e mai strict să o ții tu. Tu știi ce ai făcut aici, tu știi ce... Câte proteine ai pe partea asta, câți carbohidrați ai pe partea asta. Multe proteine, mai puțin carbohidrați, multe fibre. Diverse, bănuiesc. Da. Hai să-l hrănim. Hai să-l hrănim pe băiatul nostru. Hai, pe unde o luăm? Păi, hai să mergem spre platou. Filmează, nu? Ideea că, păi, cred că nu știu dacă filmează, sper că nu filmează acum. Ideea că nu o să aibă astfel de servicii în fiecare zi, nu? Adică, sper că nu o să aibă în fiecare zi aceste servicii, că am și altă treabă, să știi. Domnule! Ce se întâmplă? Nu, nu scade, uite așa face firma, când zice nu are să facem în pace, masa! Scade noi. A venit masa, prânzul, domnul este servit. N-ar fi tare să fie zilnic așa? Vezi, Claudiu? Și cu masaj în prealabil. Dar de ce? De ce am făcut să merit asta? Pentru că tu pentru a te simți bine trebuie să mănânci, dar nu mănânci orice. Deci după ce m-ai chinuit... Trebuie să mănânci variat, dar aici o să predau legătura colegiei noastre. Pentru că ce? Ai gătit tu? Am și o aici. Ai gătit tu? Am gătit și eu. Să nu, adică vezi, uite. Nu, dar am gătit și eu, e din la jumătate. Am gătit și eu în viața asta. Dar aici, ai gătit ceva de aici? Le-a aranjat în farfurie. Am gătit aici supa de linte. Supa avem de așa, linte. Atenție, supa de linte. Da. Fii atent, stai un pic, că vreau să și mănânci. Clar o să mănânc. Și să vezi, uite, nu te las să mănânci în asta de plastic. Ți-am adus un bol. Băi, nu cred ce, bă. Băi, nu m-am știut. Dar tu nu te-ai comportat așa cu mine. Băi, am făcut chestii dureroase, într-adevăr, nu știu de ce. Eu după aia urmează să-i cer o invitație pentru 26 la sala Palatului. La sala Palatului vă dau două invitații. Două ne dai? Două duble. Două duble. Să știi că Ligiei de la sală nu-i dau, că m-a chinuit. Așa. Bun, avem... Atenție, supă de linte. Supă de linte. O sursă foarte bună de proteine vegetale și de fibre. Ok. Dar ce mai pui în afară de linte? Bagă. În afară de linte mai pui și alte legume. Și e important să o ții la înmuiat. Lintea, ia. De cu seara. Da, 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 exact, ia. Nu-ți arăt ce ai la felul. Nu, lasă-mă cu surpriză. Ia. Ce e asta roșie? Vrei? Nu-ți dau. Da. E puțin ardei. Grață. Mâncăm din același castron, ca să știi. Te-am făcut o porție generoasă. Adevărat. Mă gândeam că o să o împarți cu cineva. 10 ani, o să zic. E foarte bună. Nu? Jur. Nu, eu nici sunt bună de măritat, nu? Eu cred că ești, da. Măritat, vreau să zic.
Mănâncă pentru că stați... Eu, deci, termină așa, eu acum sunt la muncă, dar sunt în pauza de masă, dar de fapt nu sunt în pauza de masă, că filmez pentru voi. Deci nu, eu nu mai înțeleg ce mi se întâmplă. Atenție, ești pregătit? Ce crezi că e? Cred că este friptură. Hai să facem... Ia miroase, bagă nasul aici. O să miroase. Fac cum fac șefii cu cum. Hai, da. E friptură de porc. Băi, da? Ai tras cu ochiul? Nu, friptură de, miroase friptură de porc. Cum adică și cum ai, ce? Cum ai ce? Cu orez. N-a mers, n-ai ghicit. Ta-na! E într-adevăr mușchi de porc. A, și e piure de țelină. Bravo. Ai mai mâncat piure de țelină, nu? Dar cum să nu? M-am gândit să combin, să ai și fibre, să ai și o sursă de proteine animale. Uh-huh. Uite, în felia asta ai aproape 25 de grame de proteină. Și acolo cât avea oare? Aici avem cam 10 grame pe 100 de grame. Okay. Era un pic mai mult de 100 de grame. Uh-huh. Ai, să zicem, în masa 40, asta... 40, poate? 40, da. 40 doar în masa grame. Asta, da. De prânz, da. Practic. Da, da. Deci jumătate de cât mi-ar trebui mie. Mai puțin, da. De jumătate. Păi mai ai cină, uh-huh, și mic dejun. Ți se pare sățios? Foarte. Gustos? Uh-huh. Mănânci și altă dată? În fiecare zi. Te lăsăm să... Asta vreau să mai mult ați vorbit decât am mâncat. Te lăsăm să-ți continui masa și... O să continui cu asta. Eu zic că ne mai vedem azi. Nu. Ne mai vedem, îți mai facem o surpriză, lasă. Hai tu, mănâncă și când mai ne mai vedem, că eu încep filmările aici, nu o să mai puteți. Lasă, păi nu te duci acasă? Dar nu cred că veniți acasă, iar. Las, vorbim mai încolo. Ciao. Poftă bună! Mulțumesc frumos! Nu vă mai dau invitații dacă vin. Rubrică sponsorizată de APA Bucovina. Ce fac? Ciao! Hey, bine ai venit acasă, ne-a deschis Lizzy! Bă, dar voi sunteți magicieni! Ce? Hey. Așa e protocolul, zic că o zi perfectă e de dimineața până seara, așa cu că noi să-ți... în casă. Cine v-a deschis? Lizzy ne-a deschis. Bă, ce om și Lizzy. Trebuie să-ți arătăm și rutina de seară. Există o rutină și seara. Și nu noaptea? Deci nu mă trezesc cu voi în pat. Nu se știe niciodată. Zic cum dormi, să vedem cum adormi. Ok. Dar nu te enerva că-ți crește cortizolul și nu avem nevoie de cortizol, avem nevoie de melatonină acum, da? Și te vezi lumina aia, noi n-am aprins-o. Nu aprindem de loc. Stați așa, haideți să luăm... Și atent, relaxat așa, îți spun că ți-am făcut curățenie. În frigider nu, crește cortizolul. Cum adică? Stai, de cum ai făcut curățenie? Am făcut curățenie în frigider, în sensul că aș fi putut să arunc niște lucruri, nu le-am aruncat, doar le-am pregătit de aruncat. Ca să le arunci tu cum. Și ți-am adus altele sănătoase, cu care să le înlocui. Dar eu aveam lucruri nesănătoase în frigider? Cum să spun, ca să mă înțelegi? Da. Hai să vedem, nu? Și am dat bani pe lucruri nesănătoase? Asta da, spune? Dar noi vom înlocui lucruri, nimic nu se pierde. Noi înlocuim doar lucrurile nesănătoase cu unele mai sănătoase și gustoase și care te vor ajuta să ai mai multă energie și să nu te mai enervezi. Respiră, dă afară, să-ți cadă cortizolul și tu la fel, că avem nevoie de melatonină. Da. Hai să-ți arăt, Am pus și niște ouă la fiert, că vreau să-ți arăt cum să-ți faci o maioneză simplă, da, mai sănătoasă. Maioneză? Uite, fierb aici încă 3 minute. Ce drăguț. Da, fii atent. Da, ce ai făcut? Am umblat în frigider și aș fi putut să le arunc, dar nu le-am aruncat. Iaurturile mele cu fructe. Da, iaurturile tale cu fructe. Dar ce iau? O să le dăm în loc. În loc? De... Fii atent. Ți-am luat tot iaurt cu fructe. Doar că este din două bucăți. A, iaurt normal. Și fructe. Da? A. Și mănânci. Dar uite, eu aveam impresia că de obicei dacă combin fructe cu iaurt, te strici la stomac. E adevărat? Păi, depinde foarte mult. Bine că ai mai păstrat câte ceva. Așa, puține. Da. Cum depinde de stomac. Cred că lapte cu fructe te cam strica la stomac, dar iaurtul e deja fermentat, e deja semidigerat de niște bacterii și atunci nu prea ar trebui. Și dacă pui și niște cereale integrale, o linguriță, două, s-ar putea să nu ai această problemă. Bine. Ce mai am? Mai departe, fii atent, uite ce mai... Stai să-ți arăt, să terminăm cu aruncare. Nu! Sandwich-urile mele. Le dăm tot lui Tyson. Tyson. Uite, nu are voie. Și în loc de asta, uite, o să-am adus pulpe de pui pe care ți le pui foarte ușor la cuptor, și le gătești. Da? Bun. Uite, le punem aici în frigider, da? Ești de acord? Sunt de acord, ce să fac? Nu te enervezi, da? Nu te enervezi, cortizolul crește, melatonină, așa. Bravo. Și o să-ți mai arunc... Maioneza. Maioneza. Nu arunca, dă-i-o lui Tyson. Da, exact. Aia mă gândeam, să se joace Tyson.
Și ce mi-ai adus în loc? Fierbi ouăle. Uite, am pus niște ouă la fiert, da? Să-ți arăt cum îți faci niște maioneză de casă. Da, de casă. Da, e foarte simplu de făcut. Okay. Nu, bine. Fără ulei, fără nimic. Doar gălbenul și niște iaurt grecesc. Auzi, dă-mi pic telefonul. Tai, îți mai ridici telefonul, nu? Din când în când. Tot timpul. Cum? Vreau să... Bine, vreau să fac ceva. Uite, telefonul lui este normal acum, da? Telefonul lui este normal și acum, cu triplu click, telefonul tău este acum roșu. Dar de ce? Așa trebuie să-l folosești de acum încolo, seara, cel puțin seara. Deci seara ca să nu... la ochi sau de ce? Da, ca să nu mai avem acea lumină albastră. E un fel de detox de ecran albastru pentru seara, pentru că noi deja ne pregătim de seara, ne pregătim de culcare. Mă da? Scuzați. Lumina sus nu este aprinsă, da? Vezi? Lumina trebuie să fie, uite, lumina aia cum e acolo la Carmen e perfectă. Așa? Pentru că este la nivelul ochilor sau sub nivelul ochilor. Păi, dar cum văd? Da? Prin casă, vezi, te obișnuiești. Cu capul de mobilă. Te obișnuiești, dar ăsta este tot ritualul. Dar multe... fii aici cu cartea și stai și da, citești. Și citesc, da. Da. Chiar cum citesc dacă îmi dai lumină? La... Am văzut că ai lumânări acolo, poți să aprinzi niște lumânări. Oricum, nu o să citești, astăzi o să scrii. Ce o să scrii, o să vezi, o să vină și rândul scrii. Ce se întâmplă cu ideea asta? Eu ți-am dat piure de țelină pentru că urma să scrii. Să scrii, aaa, am potență la scris. Ok. Fie, noi avem în corp o pedală de accelerație. Noi putem să accelerăm ziua foarte tare. Da. Noi nu avem frână însă. Tu trebuie să lași corpul, practic îl pui neutru și trebuie să lași să se oprească. Okay. Da? Deci tu din viteza mare, de la platou, de la toată agitația zilei, trebuie să lași corpul să se oprească singur. Lasă, Carmen știe ce face. Păi, sunt curios ce face. M-am descurcat aici, ții uitele și lingurile. Dar nu de asta, eu vreau să văd ce faci, cum faci asta. Păi fii atent, am curățat. Dar tu ce faci acum, că știu curios? Am curățat ouul și scot gălbenușul. Da. Și îl pun peste iaurt și puțină sare, piper și gata. Dar buci de ce nu pui peste... Pentru că arată mult mai... Nu. E foarte bun albușul, poți să-l mănânci gol. Dar este mai bună maioneza. Ia, du-te mă de aici. Chiar se poate mânca gol? Da, ia. Uite, o să pun aici un pic de sare. Așa. Chiar mi-a luat fomița. Așa. Deși am mâncat foarte bine. Păi da, a fost acum ceva timp, da. Și uite, ăsta îl pisez aici. Okay. Ce e un pic cam mult iaurt, dar poți să pui mai puțin. Da. Asta e un fel de wannabe maioneză. E un fel de wannabe maioneză dietetică. Măi, Carmen, dar n-am venit să-l deprimăm pe Cosmin. Nu, măi, dar ce bucurie o să fie cum plecat. O, să vezi cum iau eu iauturile de la Tyson înapoi. Bun, ce mai, deci ce mă pui să scriu, că nu înțeleg. Scrisul de mână, să știi că relaxează. Scrisul de mână, dacă scrii o informație de mână, e dovedit științific că rămâne întipărită mult mai mult în creier decât dacă ai scrie pe telefon. Dar trebuie o foaie, ai o foaie? A, stai un pic, am văzut eu măsuța, stai. Da, știi că am văzut. Cum știe Carmen tot la mine în casă, mă? Gata! Așa, și eu ce trebuie să fac? Deci ce faci acum? Asta este practic ultima parte a unui protocol, a unei zile perfecte. Da. Nu te uiți la televizor. Nu te uiți pe TikTok că e ecranul roșu. Am ecranul roșu, nu te uiți pe social media. Nu, da. Ideea este că te duci frumos într-un colț de-al tău. Iei o foaie de hârtie cum aia, cu un pix. Da? Și uite, un exercițiu simplu este să-ți descrii ziua. Să-ți povestești tu ție ziua. Ce a fost bun în ziua ta? Ce a fost greu în ziua ta? Un fel de mini-jurnal al zilei care a trecut. Dacă vrei, de exemplu, poți să scrii cu ce urmează să faci mâine. Dacă vrei, poți să scrii. Există și un exercițiu în care poți să te așezi și să scrii efectiv orice cuvânt îți vine în minte. Scrii efectiv ce lipește mintea ta. Dar acum vreau doar să te duci să te așezi, liniștit, să scrii cum a fost ziua ta. Vă mulțumesc din suflet. M-a luat deja melatonina asta, m-a crescut în corp. Mă uit la tine și văd melatonina. Sper să nu adorm în timp ce scriu, dar promit că asta o să fac, o să vin în platou, vă mulțumesc. Plus că deja sunt 16 ore de când te-ai expus la soare, de când ai făcut dușul rece. Hai că ne cam dă afară, știi? Nu vă dau afară, mă, Doamne ferește. Hai, ce voiam să zic? Mi-a părut bine că am învățat să fac și maioneză dietetică și am învățat o grămadă. Care mi-a zis că ne-am făcut treaba. Ideea este să repeți asta ce ai făcut astăzi, cel puțin 2 săptămâni. Okay. Poate nu de mâine, dar de când ai tu chef, pentru că în alea 2 săptămâni o să ajungi la maximul tău potențial. O să-ți dai seama cât poți tu de fapt să te simți, cât de bine poți să te simți în corpul tău. Ne vedem la platou. Hai, pa! Pa! Ceau! Pa! Hai să mergem!